Da, cu siguranță. Problema este că orice element de supraîncărcare, de supra-solicitare, duce la respingere a acelui fenomen. Sunt o grămadă de studii care spuneau că dacă vrei să scapi de un obicei prost, trebuie să-l forțezi, trebuie să faci mai mult din acel lucru, atât de mult încât creierul să va asocieze senzația de rău care va urma cu comportamentul respectiv ca să o respingă. Dar trebuie, în primul rând, ceea ce n-am făcut și nu face nimeni, din păcate, eu spun de foarte mulți ani, că noi trebuie să facem cercetări asupra ceea ce se întâmplă în educație, în cazul de față profilul elevului. Cum arată copilul acesta? Cât mai este el de permeabil anumite metode? Cât de mult trebuie să introducem sau să introducem? Am paharul ăsta de apă, da? Paharul ăsta de apă l-am umplut cât l-au umplut colegii până aici. Dacă apa e bună, da? În general e bună, așa spunem. Învățarea e bună. Dacă mai pun apă pe deasupra, va da pe din afară. Nu mai am cum să-l umplu mai mult. Atât a intrat. Deci copilul nu mai asimilează. Deci eu trebuie să știu, exact. Nu numai că nu asimilează informația, dar în cazul de față avem un pahar de sticlă, gândiți-vă la o pungă care se poate și sparge. Și creăm o stare de disconfort și de respingere. Pierde tot. Și pierdem tot. Nu, după aceea nu o să mai țină nici cât a ținut inițial. Foarte deci, importantă observație. Deci noi trebuie să găsim soluția de echilibru, să știm cui ne adresăm, cât de mult. Știți că fiecare profesor vine și spune, domnule, stați o secundă, că nu e atât de mult de învățat. Da, dar sunt toate materiile. Eu aș invita, de multe ori spun acest exercițiu, să meargă un profesor de specialitatea X și să învețe toate celelalte materii pe care le învață un copil de clasa 7-8, să dau un exemplu. Să vadă dacă este capabil în timpul respectiv să învețe, să mai și trăiască, să mai și joace, că până la urmă viața este formată nu doar de a învăța, ci și de a face și altceva, că și noi după locul de muncă vrem să ne relaxăm, să ne simțim bine pentru copiii. Homo ludens, suntem oameni. Absolut, avem nevoie de toate, pentru că e ca într-o ciorbă, da? Într-o ciorbă nu poți să pui doar pui, că dacă pui doar pui, faci mâncare de pui, nu mai faci ciorbă, trebuie să pui și morcov, trebuie să pui, toate se combină pentru un gust bun. Avem nevoie și noi de relaxare, de divertisment și sigur să găsim și sensul creativ și constructiv în orice activitate. Dar cred că decidenții, ca să ne întoarcem la ei, că până la urmă de acolo totul, să vină totul depinde de ei, de strategii educației, să sperăm că avem niște strategi cu viziune pe termen mediu și lung, să lua deciziile acestea. Da, dar te-aș întrebi să spun de ce, pentru că ai zis de viziune, ai zis de strategie și am vrut să nu trecem de punctul ăsta. Nu poți să ai o strategie corectă dacă n-ai cercetări în spate. Altfel vor fi decizii influențate de reacții personale.